Sunt răgușite de la... Păi de nasul. Vă salut, dragii mei! Am ieșit la plimbare în parc, dar în aer zboară tufușor de plop care mă deranjează. Chiar sunt și niște insecte, la fel care încearcă să mă piște, dar mâine am întâlnire și vreau să arăt bine, să nu se înroșească tenul și să nu am pigmentete. Vreau să vă dau câteva sfaturi. Ce să facem în caz când ieșim în oraș, în excursie și ne deranjează polenul, ne deranjează puful care zboară prin aer, ne deranjează insectele care ne provoacă alergii, ne provoacă petene pe față și... După ce m-am demachiat cu lăptișor și cu apă termală de la Uriaș, care v-a mai vorbit de apa termală foarte, foarte benefică, în termală de la Uriaș, care o folosesc ca tonic, dar este foarte benefică în caz de alergii, în caz de dermatite, chiar și la copii se folosește. Și unguentul meu iubit, Traumel. Traumel este un unguent homeopatic, care îl voi aplica foarte, foarte ușor într-un strat foarte, foarte subțire, chiar tapotând, iată așa ia, toată zona, mai bine zona asta pe mine m-a deranjat, așa, Traumel are în componența sa arnica, are mușețel care are efecte antiinflamatoare, antialergice și scoate bine iritațiile. Dar aici am, chiar aici m-am pișcat o musculiță, o gâză. Voi aplica, vedeți, sunt răgușită de la nasul. Voi aplica aici un pic ușor de unguent de zinc. Uite așa eu. Zincul, care se folosește la fel în dermatologie, în cosmetologie, pentru tratarea acnei, dar în cazul dat are un efect antialergic, antiinflamator, antimâncărime, este foarte, foarte bun să-l aveți în casă. Eu mereu învăț și pacientele și persoanele și toți cunoscuții să aveți în casă unguente salvatoare, cum este zincul și cum este Traumelul. Dar Traumelul în Europa se cântă ode. Este un super unguent, pentru că Traumelul este și în ampule, și în pastile. Și este foarte, foarte binevenit în medicina netradițională, în medicina alternativă. Timp de 10 minute, dacă o să simt că persistă mâncărimea, mai aplic încă o dată Traumel și voi amesteca pe toată fața cu un unguent de zinc. Dar dacă aveți cazuri de urgență, apelați numai decât medicul și primiți un tratament mai complex. Sper că sfaturile mele și ceea ce aplic în practică să vă fie și vouă de folos, iar persoanele care suferă și ei de alergie de la polen, de la insecte, de la puf,
Scrieți-vă, rog, în comentarii pentru a ajuta și alte persoane din comunitatea noastră. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag de voi, să avem sănătate!